Bine v-am regăsit, dragii mei, pe cei din Zodia Rahat. Să facem etalarea pentru perioada 18-30 iunie 2022. Să vedem ce vă așteaptă în această perioadă ca și evenimente importante. Haideți să vedem. Ce vă așteaptă pe cei din Zodia Rahat, cei cu ascendent, Luna, Marte, Venus, Nodul Nord, Nodul Sud, Lilith, în perioada 18-30. Aveți să face cu cineva din noiembrie? Născut în noiembrie? 30 iulie 2022, rac. Bun. La voi cade un turn aici. Este un turn. Ok. Voi trebuie să știți că v-ați luptat cu niște energii, ori că ați fost în defensivă cu ceva ce nu este posibil. Sunt mai multe energii. Ok. Pe care voi le manifestați și se întorc la voi. E posibil să fie propriile voastre energii, posibil să fie energie din partea celorlalți. Cineva aici are o energie de agresivitate. Este ca și cum trebuie să aveți foarte grijă foarte mare grijă ce manifestați. Este un conflict în interiorul vostru, dar acest conflict este creat de voi. Aveți un conflict cu cineva, dar rău vi-l faceți vouă. Pentru că asta mi-apare aici, 7 de bute și 5 de bute. Adică este ca și cum energia voastră se izbește de un zid și se întoarce înapoi la voi. Este ceva de... și aici vorbesc și cu cei pătre regina de monede care aveți și Taur Fecioară Capricorn posibil. Sau dacă aveți de a face cu o persoană din Taur Fecioară Capricorn. Aici cade un turn pentru voi. Turnul este o manifestare energetică negativă care aduce cu sine o pierdere. Și cineva aici înțelege că își blochează drumurile singură sau singuri. Voi vă blocați drumurile. Ok. Ce este pozitiv aici? Că eu am un 8 de cupe. Ceea ce înseamnă că vreți să mergeți mai departe, dar vă mișcați foarte lent. Ori nu există posibilități financiare, ori nu există o ofertă foarte serioasă, ori în acest nou început, ok, care nu a avut loc sau a început și s-a terminat la fel de repede. Ceva aici trebuie să cadă pentru voi ca să înțelegeți o lecție. Scorpion, fraierul berbec, diavolul cu 5 de monede. Se termină o manifestare negativă a cuiva aici. Cineva manifestă greșit aici. Manifestă din furie, manifestă din supărare, dar își face rău propriei persoane. Voi o faceți rău vouă dacă faceți asta. Vreau să fac clarificarea cărților de pe masă pentru cei din Zodia Rac, cei cu ascendent, descendent, Luna, Marte, Venus, Nodul Nord, Nodul Sud, Lilith, 18-30 iunie 2022. Ia să vedem. Exact. E o suferință care v-a creat asta. O suferință care v-a creat asta și vă faceți rău singure. 8 de săbii cu regina de săbii. Voi preferați să stați în starea asta. E o închisoare mentală. Și turnul ăsta nu vine degeaba. Turnul ăsta vine să te trezească sau să vă trezească în privința faptului că aici este o judecată pe care voi nu o vedeți. Și aici mă refer la cei care... posibil să aveți și Scorpion, Taur, Fecioară, Capricorn, Gemeni, ok? Este o... trezește-te. Este o wake up, ok? Tu stând în modul ăsta de manifestare săracă și posibil ai cineva manifestă cu răutate către alte energii sau din durere, ok? Cineva aici este blocat de către Univers să nu mai facă rău. Poate nu este vorba despre voi. Cineva a fost blocat de către Univers să nu mai poată să manifeste nimic. Pentru că manifestă greșit. Din câte văd. Exact. Voi știți mai bine despre ce este vorba, dar turnul ăsta, uitați cu ce vine. Fundația voastră nu este o fundație stabilă. Cineva își face o iluzie aici care are o fundație stabilă. Dacă e vorba de o relație, dacă este vorba despre o casă, dacă este vorba despre o afacere, dacă este vorba despre o... Fundația nu e stabilă. Cineva aici nu manifestă corect. Judecata cu 7 de săbii. Exact, cineva nu e cinstit aici. Dacă voi faceți asta, fentați divinitatea sau ați încercat să o fentați, ceea ce nu este posibil. Sau fentați corectitudinea,
Ceea ce iar nu este posibil, pentru că totul iese la suprafață aici. De-aia vine turnul ăsta, ca să îndrepte pe cineva să-și dea seama unde-i sunt greșelile. Și de ce eșuează? De ce eșuează? O comunicare pe care ați avut-o cu cineva, care a plecat din viața voastră, ok? O să vă pun mai departe. Imediat vă spun. O comunicare care ați avut cu cineva în viața voastră, care a plecat din viața voastră, ok? Persoana asta v-a spus un adevăr, un mare adevăr, în legătură cu manifestarea asta. Și în legătură cu ceva ce nu era corect aici. Șapte de săbi și hierofantul. Tu sfentezi lecțiile, tu sfentezi viața, tu sfentezi, sfentezi divinitatea, ok? Nu poți să faci asta. Tu te ocolești, te învârți în jurul cozii, că nu, de fapt, trebuie să atingi punctul. Care-i punctul? Care-i punctul? Că nu manifesti corect. Nu manifesti unde trebuie. Nu punctezi unde trebuie. Ok? Și tocmai de-aia. Cineva aici a fost blocat. Regia de săbii și regele de bâte, cop de săbii. Este energia ta care a fost blocată. Pentru că am regele de bâte și am fraierul. Este un berbec. Cu 9 de săbii și carul. Poate că tu ai de-a face cu cineva din zodia asta. Dar ceea ce manifesti nu e corect. Pentru că nu manifesti din inimă. Manifesti din suferință care a creat răutate. Și ceea ce manifesti tu vrei de fapt 3 de cupe și 10 de cupe. Iar divinitatea ta a blocat pentru că ai de lucru cu tine. Întâi trebuie să fii corect, ok, cu tine, cinstit cu tine și cu restul. Ca apoi să asta. Clar este un mesaj specific aici. Exact. Poate că n-ai acționat cinstit față de alte persoane. Poate că victoria asta a fost una... Poate că ai vrut să ai o victorie, ok? Și asta te-a rănit când ai eșuat un lucru, iar tu, practic, ai încercat să fentezi, să treci pe lângă lecția asta. Lasă, nu învăț. Că s-a întâmplat așa din cauza asta și din cauza asta și din cauza persoanei alea și alea și alea și alea. Nu, tu trebuie să punctezi unde e problema, unde e cauza. Cauză și efect. Cine te-a făcut să suferi? Cine ți-a făcut problemele astea? Cine te-a adus în starea asta? Acolo trebuie să punctezi. Unde ești, unde trăiești? Nu persoanele din jurul tău. Niciun caz. Exact ora ta. Dacă tu nu-ți înveți lecția asta, se va tot repeta și îți va face rău ție. E ceva de când poate ai și copii, ok? Sau poate... Exact! Tu ai pierdut prieteni sau prietenă sau prieteni buni datorită faptului că ai făcut lucrul ăsta. Ai pierdut pe cineva care ți-a aducea echilibru în viață. Manifesta echilibru în viața ta. O persoană care a fost în viața ta și manifesta echilibru. Iar tu ai manifestat lucruri negative către persoana asta sau ai dat afară din viața ta persoana asta. Ceea ce divinitatea a spus, ok, descurcă-te singură sau singur. Am înțeles. Aici un rege de bâte, berbec săgetător. Iar am și împăratul. Bărbatul ăsta este într-o poziție de o alegere, ok? Universul te-a blocat. Pentru că, în primul rând, bărbatul ăsta nu e cinstit cu tine. Și dacă tu te întrebi de ce lucrurile se întâmplă astfel, este că, în primul rând, tu te blochezi pe tine, ok? Tu nu-ți înveți lecția că persoana asta nu e potrivită pentru tine. Tu nu-ți înveți lecția că, de fapt, regina de săbi și regele de bâte nu au ce căuta în viața ta. Tu nu-ți înveți lecția că stai blocat sau blocată într-o situație în care oamenii... Ok, am înțeles. Ok. Mi s-a transmis un mesaj. Ok. Cineva proiectează furia pe tine. Este regele ăsta de bâte, berbec săgetător. Și tu ai de învățat din neam în neam, din familie, din cineva din familia ta, ok, care tot se repetă o chestiune, o îndoctrinare, o chestiune veche, ascultă-mă, o chestiune veche. Poate fi un blestem, poate fi ceva neînvățat, ceva ce tu trebuie să spargi normalitatea, că nu e normalitate, să spargi lanțul din cum au evoluat lucrurile din neam în neam la tine, ok? Tu nu trebuie să faci același lucru. Cineva ți-i însuflă ție așa.
Fii atent. Vezi hierofantul? Păi așa trebuie să fim. Batistă și cravată. Așa trebuie să fim. Mariaș perfect și o persoană bogată. Cineva din familie te influențează? Nu așa ai parte de fericire. În niciun caz. Pentru că roata 7 trebuie să fii judecată. Tu știi care e judecata corectă, dar ești influențat sau influențată. Tu știi ce ai de făcut, dar te-ai dat blocaj singur sau singură. Tu știi ce e corect să spui și cum e corect să te porți, dar cineva îți dictează cum să o faci. Ori este răutatea din suferința ta, ori este cineva, pentru că totuși e o lecție aici. Clar nu va fi pentru toată lumea asta. Și am spus, uite, tu ai dragoste în inima ta. Tu ai dragoste în inima ta. Și este cartea, este, deci am văzut Regina de Monede aici și Taur. Hierofantul. Poate cineva are rac, aici are și Taur și Fecioară și Capricorn. Tu ai dragoste, ok? Asta este și ideea. Deschideți inima, tu ai inima închisă. Inima ta e închisă, tu gândești logic. Cineva te-a format așa. Trebuie să gândești logic, trebuie să fii strict, trebuie să faci asta, trebuie să faci asta. Că cine spune? Cine spune? Nu, trebuie să fii o persoană liberă, să faci ce vrei tu. Tu te-ai angrenat în niște lucruri, cu niște influențe din partea celorlalți și ai să înveți pe propria piele ce înseamnă justiția, așa nume, să gândești corect, să acționezi corect față de persoanele care acționează corect către tine. Pentru că asta e greutatea ta. Da, obositoare talare. Dar sper din tot sufletul să înțelegi. Să nu mai refuzi persoanele sau să... 7 de săbi cu judecata. Persoanele care ți le-a trimis Dumnezeu în viața ta, le-ai gonit în cel mai urât mod. S-au acționat în cel mai urât mod față de ele. În schimb, ai acceptat minciuna și să minți sau să faci lucrurile astea dictate de cineva anume. Sau din ce simți tu. Când tu știi de fapt ce e corect să faci. Exact, te faci că nu vezi. Asta să faci singur sau singură. Dar o să te gândești foarte bine la treaba asta. Ai de gândit foarte bine la treaba asta. Uite cât se distrează persoana asta care se face asta. Are și gemeni. Gemeni, balanță, vărsător. Uite cât se distrează cine se face asta. E o persoană care stă exact lângă tine. Este o figură tată sau mamă. Ok? Am o împărăteasă. Ori este o mamă foarte strictă, ori este un tată foarte strict. Sper din tot sufletul să reușești să mergi mai departe către vindecare, pentru că asta trebuie. Turnul ăsta de-aia vine. Turnul vine pentru că tu trebuie să te trezești, ok? E o lecție pe care tu ai repetat-o și n-ai învățat-o. Nu știu, e un mesaj foarte, foarte puternic aici. Marea preotată zice să vii. Tu în preajma cuiva, tu ești o persoană bună. Te-ai dat răului. În preajma cuiva, practic nu poți să-ți asculți intuiția. E acolo, îți vorbește, spune. Asta e corect să faci, asta e corect să zici, asta e corect să gândești, să simți. Vreau să văd cine îți blochează intuiția. Deși am văzut mai devreme, nu știu care pachet să-l iau. O să-l iau pe acesta. Să mergem pe alb. Cine îți blochează? Nu așa repede, vreau. Cine îți blochează intuiția cu 10 de bâte și marea preotasă? Cine îți blochează intuiția? Diavol. Roata. Stai într-o situație karmică pe care nu o înțelegi, nu o înveți, nu o repari, nu o stingi, nu o oprești. Cine cu roata și diavolul? Te faci că nu înțelegi. Te faci că nu înțelegi.
Și își desăbi furia ta. Cine-ți face asta? Magicianul? Împăratul? Berbec. Persoana asta din Berbec. Și nu numai. Nu numai. Cine-ți mai face asta? Ori împăratul ăsta poate fi întruchipat ca o figură maternă, paternă, foarte impunătoare în fața ta. Nu trebuie să fie neapărat cineva din zodia asta. De ce îți face asta? De ce îți face asta? Luna, ca să te miști încet, să fii tot timpul în confuzie, să fii tot timpul în vrajbă, să fii tot timpul... De ce îți face asta? Deci până când persoana asta ți-a înlăturat o persoană din viața ta care te-a ajutat foarte mult pentru că știa că o să o facă. Știa că ai fi evoluat. Știa că te-ai fi trezit spiritual dacă ai fi avut persoana asta lângă tine. Tocmai de-aia te-a făcut să nu mai ții persoana asta lângă tine. Ți-a băgat fel și fel de prostii în cap care nu sunt reale. Și vreau să știu ce ți-a spus. De te-a făcut să faci lucrul ăsta. Îndrăgostiții, ia să vedem ce ți-a spus. Unde te-ai dus? O secundă. Ce ți-a spus? Minciuni despre o infidelitate. Eremitul. Regele de săbii, 4 de cupe. Te-a pus în rivalitate cu cineva când de fapt e o iluzie. Bărbatul ăsta ți-a creat o iluzie sau persoana ăsta ți-a creat o iluzie. Nu e adevărat. Persoana pe care ai gonit-o din viața ta nu are nicio vină. Bărbatul ăsta sau femeia asta te manipulează cu minciuni. Minciuni, 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 minciuni. Și ți-a băgat o confuzie în cap de nu știi cum să mai ieși din ea. Asta e lecția ta care trebuie să o înveți. Ce se face împărăteasa asta? Poate tu ești împărăteasa, ai și copii. Poate ești mai mare decât bărbatul ăsta. Te desparte tot timpul de bărbatul ăsta. E mamă. Împărăteasa e mamă. Ce se face cu vede cu peștiunii? Uite, regina de cupe și regele de bâte. Poftim. De ce îți face turnul? Uite în ce stare te aduce tot timpul. 9 de săbii și 5 de bâte. Tot timpul te ține într-un conflict. Te îmbolnăvește. Nu știu cu cine ai de face, cu cine ai de face, care e situația ta. Dar cineva te îmbolnăvește, ok? Cineva care stă tot timpul lângă tine, taca, 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 ok? Și cred că ai și copii. Cred că ești foarte stresată. Poate să fie soacră, poate să fie mamă, poate să fie chiar împăratul ăsta, regele de bute. Ți-a îndepărtat toată lumea din jurul tău. Mi-e frică să întreb lucrul ăsta, dar o să întreb. În primul rând vreau să clarific 8 de săbii și regina de săbii. Clarificați-mă 8 de săbii. Uite, uite-te. Inima ta n-are victorie. Pentru că persoana asta... Deci universul în primul rând te-a blocat ca să înțelegi că persoana asta este cea care este cauza de nu-ți dă voie să ai o relație de dragoste, o continuitate în viață. Ți-a închis sufletul. Cum a făcut asta? Prin răutate, prin injurii, prin... Te-a dezechilibrat. Din copilărie și a să decupe echilibru. Dar echilibru a căzut invers și judecata. Ți-a format judecata în așa fel încât să ajungi aici. Te vei trezi? De ce ți-e atât de greu să înțelegi? Ce o să faci până la urmă? N-ai cum să renunți. Nu. Asta nu. Înseamnă că ești un laș sau o lașă.
consider. Eu nu accept așa ceva. Adică pentru mine nu există așa ceva. Zici că renunți la mai face ceva, le lași deoparte, stai într-o iluzie, într-o confuzie, accepti că conflictul ăsta stăbare pe tine atât de mult. Ce-i să faci cop de pentaclele? Nu, și din situația asta, ascultă-mă atent. Tu ai toată cap exact, regina de cupe, regina de monede. Tu ai și taur și rac. Taur, fecioară, capricorn sau rac. Ok? Deci ascultă-mă. Fii atentă. Nu știu cum să spun. De ce ai să faci 5 de bâte? Este decizia ta. Pajul de bâte și marea preoteasă. Este ca și cum cineva aici este o persoană abuzată. Că ăsta e adevărul. Asta e realitatea. Ok. De cineva care poate fi părinte, socru, soacră, mamă. Ok. Și cineva aici nu-și învață lecția. Divinitatea a blocat orice fel de binecuvântare într-o relație care oricum nu este menită pentru că persoana aia nu e bună pentru tine. Dar tu asta nu înveți. Că nu trebuie să lași pe alții să decidă sau tu să vrei să fugi într-o situație pentru un confort. Nu. Asta nu e o scăpare. Scăparea ta este în a-ți crea stabilitatea. Ok? Dar tu, ca să-ți creezi stabilitatea, nu o poți face lângă persoana asta, că nu te lasă. Sper ca sfaturile mele să te ajute. Sper din tot sufletul. Clar nu ești o persoană rea. Nu. Răutatea ți-a creat o persoană asta. Ai un vampir energetic lângă tine. O, Doamne. De ce nu vrei să înțelegi? Dar ce înseamnă asta? Că ți-ai pierdut speranța la viață? Te-ai delăsat? De ce? Oricât de greu ar fi, trebuie să-ți găsești puterea, că de fapt e doar un blocaj mental. Divinitatea ți-a dat o lecție acum. Scoală-te din ea, scutură-te și uite-te în jurul tău și vezi că cineva ți-a spus cumva despre lucrurile astea. E o situație din care trebuie să pleci și trebuie să accepți, că indiferent cine ar fi, că este cea mai apropiată persoană din viața ta. Am mai vorbit eu și în video acela al meu. Oricât de greu ți-ar fi, ce alegi? Viața ta sau pușcăria? Alegi pușcăria în ghilimele. Persoana asta ți-a luat puterea, ți-a luat motivația, ți-a luat dorința de a trăi, ți-a luat dorința de a avea o relație, ți-a luat tot. Pentru ce hrănești persoana asta cu astea? Pentru ce? Pentru ce? Nu mă interesează, indiferent cine ar fi din familia ta. Nu mă interesează. Pentru ce? De ce îi dai voie? De ce îi dai voie să-ți distrugă viața? De ce îi dai voie să-ți ia lumina? De ce îi dai voie să te facă o persoană rea? De ce? Ce câștigi? Care-i plata? Care-i câștigul? Care este avantajul? De ce? Și aici am să intervin cu încă o etalare. Pentru că vreau să vedem încotro te îndrepti tu. Ești pe o cale a răutății. Tu dai satisfacție cuiva care pur și simplu este o persoană urâcioasă cu toată lumea. Nu mă interesează cine este, ok? Tu nu ești așa. Tu nu ești așa. Și e timpul să te trezească cineva. Unbound, invers. Dezleagă-te. E timpul să te trezească cineva. Deep, retreat, rest, be held. Retrage-te, odihnește-te, realizează. Unbound de ce? Uite, cineva ți-a adus lumină în viață și tu ai gorit-o. Asta e orchestrare divină. Ți-a trimis ajutător, și n-ai înțeles.
Ce ai făcut în legătură cu acest consilier care a venit către tine? Sisterhood. Era ca o soră pentru tine. Sau sisterhood este cineva foarte apropiat. Devotare, priestess, mystic, teacher, învățător. Ai avut un învățător în viața ta într-o lumină și l-ai gonit. Pentru că a văzut că nu vrei să-ți înveți lecția. Și atunci o să-ți înveți pe partea dură. Templul tău interior este închis. Renovare. Conectează-te cu portalul inimii tale. Adu-ți aminte cine ești, dar nu cine te-a făcut și te-a construit să fii. Cine ești tu cu adevărat. Care e întunericul din tine? Că nu crezi în Dumnezeu? Că ți-ai pierdut speranța? Care e întunericul din tine? Piedicile pe care ți le pui, gonești toată lumea? Care e întunericul din tine în cartea asta? Boundaries. Limitezi toată lumea sau se apropie de tine? Care e întunericul din tine? Uite-o. Uite-o care e întunericul din tine. Regina de săbii. Răutatea, răceala, disputa, femeia asta. Și take a break. Cineva îmi trebuie să iei o pauză. Nu, eu trebuie să spun, că eu spun adevărul. Deci eu trebuie să spun. Share your voice. Din păcate, unii oameni, și sper să fiu un caz care vei ieși din asta și am toată încrederea că vei ieși și vei înțelege într-un final. Cu ce să mai clarific eu? Cum vei ieși din situația asta? Mirror, privește-te. Oare îți place ce vezi la tine? Caracterul, mă refer, gândirea. Oare îți place ce manifesti acum? Vibrația ta e foarte joasă. Cineva tu ți-a trimis lumină și te-ai trimis întuneric. Ești într-un nor de praf. N-ai avut încredere în intuiția ta. Ascultă-ți vocea interioară. Unde ești chemat să te duci? Care-i drumul tău? Cineva aici are un blocaj foarte mare. Te rog să te gândești la ce ți-am spus. Te rog să analizezi bine situația, să te trezești. Chiar îți trimit o energie de trezire. Trezește-te. Oh, da. O secundă că vreau să strâng cărțile să mai văd o energie și încheiem. Bun, haide să mai vedem o energie pentru cei din zodia Arac, cei cu ascendent descendent luna Marte Venus. Nodul nord, nodul sud, Lilith pentru 18-30 iunie 2023. Se va aplica justiția pentru regina de săbii. E rac, gen în balanță, vărsător. Balanță. Se va aplica o justiție aici pentru ceva ce s-a făcut rău. Ori va trebui învățată o lecție. Regele de bâte, regele de săbii. Oamenii ăștia au contribuții în situația asta. Justiția. 4 de bâte și împărăteasa. 4 de bâte și împărăteasa. Regina de monede, tu. 4 de bâte și împărăteasa. Ascultă-mă, universul ți-a mai sărit o singură dată în ajutor. Ține minte vorba asta. Ți-o transmit eu. Mai ai o singură șansă. Universul ți-a mai trimis o singură șansă. Temperanța și steaua. Este momentul să înțelegi ce am spus și să iei acțiune. Dacă nu o faci, rămâi unde ești. Și nu este bine. Tu trebuie să rupi lanțul familiei din care provii. Indiferent cine ar fi, persoana asta este diabolică și este un vampir energetic. Bun. Atât am avut pentru cei din zodia Rac. Eu vă mulțumesc și sper că v-am fost de ajutor și sper că m-ați auzit.
Vă pup și ne vedem la un nou video.